Din păcate, vedeți, la Suceava, îmi pare rău, e un mol în zilele acestea și atacă la șef de concentrate, mângându-i în aceeași zi, în aceeași oră, în același minut, pe toți în concediu medical. O să verificăm cum și în ce fel și-au luat concediile medicale în condițiile în care unii din ei sunt foarte activi pe teren chiar astăzi. Vom găsi formule și pentru lucrul acesta. Respectăm fiecare cu necazul lui. Ioan Bălan a precizat că atâta vreme cât unul dintre liderii PSD Suceava a anunțat zilele trecute că socialdemocrații nu se cramponează de putere, șefii de concentratelor aparținând PSD ar trebui să-și prezinte demisiile. Și senatorul PDL de Suceava, Orest Onofre, a criticat atitudinea socialdemocraților și suspectează pe aceștia de boala puterii. PSD-ul e bolnav. S-a îmbolnăvit brusc. Boala de putere probabil se tratează cu greu, cu mulți ani de opoziție. E foarte, foarte ciudat cum a reușit domnul Mircea Geoană să se lanseze în fața unui PSD bolnav.